Ați avut un caz, nu știu, care să se agraveze peste noapte, fără să, nu știu, aibă simptome agravante? Nu vorbim de persoanele. Aici sunt două discuții. În primul rând că termenul de asimptomatic uneori poate să însemne presimptomatic, pentru că se știe că la debut pacientul poate să nu aibă nicio simptomatologie și mai ales cei care au factori de risc, boli asociate sau sunt în vârstă, după un interval de timp, în general până într-o săptămână, 5-7 zile, pot să dezvolte o formă severă, asta ar fi un aspect. Și se întâmplă destul de des, din păcate, și vă spun că în Institutul Matei Balș noi avem de cele mai multe ori cazuri medici, cazuri severe, și sunt pacienți care se pot agrava într-un interval de ore. Este și motivul pentru care, nu de puține ori, pacientul ajunge în terapie intensivă de pe o secție normală. Pentru că la un moment dat are, de exemplu, o insuficiență respiratorie, care la un moment dat este controlată și într-un interval de câteva ore poate să ajungă, din păcate, la o formă severă.